Ce faceți băieți? Eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să facem un nou scriitor care a apărut la X5 și zilele acestea. Este vorba de Roberto Carlos care cred că a apărut aseară și vom vedea cum arată Roberto Carlos, cât de greu să-l facem, ce cerințe sunt, o să mai facem și alte exchange-uri, avem și pachetele pe lângă, așa că tot ce mai rămâne zic eu este să dați acolo un like și să vă abonați la clip va vă abonați la canal, de fapt. De asemenea, în care nu știați, pe canalul mare am postat un clip acum o oră foarte, foarte mișto. Poate intrați acolo să vă uitați, dar doar ca idee. Nu e, nu dar ca idee. Sunt pe primul cont momentan, pe contul ăsta cu mai mulți bănuți al meu. Și cred că asta va fi și contul pe care, sau în care îl vom face pe domnul Roberto Carlos. Haideți să vă arăt aici cum arată echipa. Este contul pe care l-am făcut și, unde l-am făcut și pe Gulit. Și sincer, mă tintează să-l fac și pe, pe Jarzinio, pentru că oricum n-am aici am un right și chiar mă enervează doc deci vedem că a intra foarte foarte bine Roberto Carlos, dacă ar fi să zic că am văzut o chestie de când a apărut Roberto Carlos, ar fi că acesta a afectat, să zic așa, marketul pentru fundașii și stânga. Uh, mă gândeam să-l fac pe Roberto Carlos și pe contul meu principal, fiindcă aveam pe Grimaldo cu rank 2, doar că nu știu cât de previzibil sau nu era acest lucru, dar uh, prețul jucătorilor a scăzut dramatic și, de asemenea, și numărul oamenilor care vând acești jucători a crescut, sau, pardon, a crescut, uh, da, a crescut numărul de oameni care vând aceste cărți, dar prețul se duce în jos, bineînțeles. Eu, practic, l am pe acest Grimaldo, care acum mai costă doar vreo 16 milioane, nu cred că sub 16, cred că vreo 15, cred că pe acolo o să ajungă prețul când l-aș putea vinde. Haideți înainte de toate să facem uh, niște exchange-uri așa mai de început. O să începem cu acest 80-97. Uh, o să-l o să băgăm pe, uh, pe de la, de la Fortuna Düsseldorf, 72. Ia să vedem dacă putem să luăm și noi șcător, cu animație și poate chiar unul bun nu este foarte bun fiindcă nu are animație. Malo, Gusto, Dunk, Ramsey, un pachet 100% Premier League. S-au băgat din fericire iarăși aceste pachete care îmi plac foarte mult. 82-97 cu câte 10 jucători uh, în, aceste, în acest exchange. Așa că haide să-l facem și noi. Îl băgăm aici pe Jesus Navas. Uh, mai mult de 84. Din păcate ăștia ne vor trebui după și... Uh, și la, Lake 5 pentru, pentru, domnul Roberto Carlos dacă e să-l facem pe contul ăsta, dar o să vedem acest lucru. Bun, am pus aici jucătorii, sper să ne dea în principal un jucător team of the year de peste 85 ca să băgăm la următorul, pentru că acum l-am avut pe Navas, dar după poate nu o să mai avem. Este animat jucătorul, este un icon irlandez, deja nu prea este bine, este hero chiar. Este Roy Keane sau nu, nu Kin. cum îi cheamă, cum îi ăsta, că nu mai știu cum îi zicea, în fine, uh, Kin 86, sper că mai e ceva pe lângă, Ibanez și cam atâta, a zice, eu cum îl cheamă, că nu îl cheamă Roy Keane, parcă, Roby Keane, dar cred că e același, nu? În fine, nu știu dacă e același, dar <laughs> nu mai contează, Ibanez are și așa 87, se vinde brazilianul, dar uh, un pachetel, Horor. doar 2 jucători de peste 85 în tot pecul este, este, slab, este foarte slab. Hai că am cumpărat 2 rabio ca să avem pentru încă 2 exchange pentru că cine știe dacă mai vine sau nu un jucător team of the year. Hai, am dat aici exchange și să vedem ce jucători sau ce jucători vor veni de aici, ia să vedem, ia să vedem, ah, Champions League, speram la o animație de Aoleu, camada, băi, sunt o rușine pe astea. 84, băi, deci efectiv e frustrant cât de slabe au ajuns să fie pachetele în general. Băi, deci nu mai prind nimic de nu știu când, efectiv, și a văzut și voi asta pe clipuri, pentru că mereu deschidem pe clipuri pachete și așa mai departe dar uh, nu se poate așa ceva, 84, deci nu are cum să fie cel mai bun și este, deci nu se poate, 84 cel mai high rated din tot pe ul ăsta, sunt mai mulți de 84, e drept, dar mi se pare inacceptabil. Hai să mai facem și pe ultimul, dar uh... Nu, no, nu mi se pare deloc ok, nu mi se pare deloc, 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 deloc ok. Hai, dăm aici pe exchange, uh, cred că nici n-am apucat să o zic mai devreme, dar speram sau sper la o animație de Team of the Year, sincer. Și ia să vedem, din nou Icon sau Hero, Portughez, deci e un pic mai bun poate, funda central, Carvalho, dar ce carte, 88 doar. Mă gândeam că poate, poate era aia de 90, era un pic mai ok. 88 Ricardo Carvalho, din punct de vedere al rating-ului față de pecol de înainte a fost, e adică e mult mai bine dar e departe de ceea ce mi-aș dori din o asemenea pachetel și într-adevăr el este cel mai bun din tot pecul. După el este doar acest Pineda de 85 care este na, jalnic. Eu deja am început să-l fac aici pe Roberto Carlos, gen la primele exchange-uri deja am băgat jucătorii, așa că haideți să ne pornim aici pentru a-l face pe Roberto Carlos, o să-l fac pe acest cont până la urmă. Chit că probabil va trebui să, să cumpăr niște jucători la un moment dat, fiindcă nu o să am pentru tot, dar nu este nicio problemă. Al doilea exchange ne necesită 2 jucători din serie A, 3 de, peste 78, 3 de peste 78 în general și 6 de peste 75. Foarte, foarte lejer totul până aici. Dacă l-ați făcut și voi pe Roberto Carlos, să spuneți în comentarii cum l-ați făcut, gen cât valuați să-l faceți, cam câți bănuți, dacă ați pierdut bănuți, sau dacă vă, dacă vă place jucătorul, dacă vi se pare bun. Uh, nici n-am apucat să intru să vi-l arăt, pentru că am să vă fac asta și n-am apucat. Deci Roberto Carlos, 94 overall, 99 pace, 84 shooting, 91 passing, dribbling, 88 physical defending. Este un monstru, este un jucător foarte, foarte uh, all-rounded, cum știm că era și în viața reală. Are și niște trait foarte interesante, Hai cu hai. E, e, ce trebuie, e ce trebuie Roberto Carlos și are și un rating foarte, foarte mare pentru un fundaș stânga. Culmea că a dat un rating mai mare decât uh, lui Gulit, deci nu știu cât de corect este acest lucru, dar mă rog. Uh, următorul este un pic complicat pentru că vedem aici cerințele. Uh, ne vor trebui în primul rând 5 de, seri, de seria de peste 83 și uh, am la fix de anul l-am băgat acolo pe Devrai și l-am păstrat și pe Provedel. Uh, bun, hai să băgăm aici și 6 de peste 84. Doar că vedem că nu prea mai am, cred că o să cumpăr câțiva. Dar înainte să cumpăr, hai să deschid acest standard pack, că poate mai vine ceva din el și na, mai mă scutește de niște bănuți. Într-adevăr, este un scutor Champions League, gata, dacă e Champions League, e clar era și am rabat a venit de aici. Decenți, decenți. Deci. Hai că iau și acest standard pack de la Lunar New Year. Poate mai vine și aici. de ce am peste pe 84. Adică încerc să trag la maxim cât pot până să iau jucătorii, până să-i cumpăr. Dar nu, e groaznic. Bă, uitați-vă și voi, 81 și E un pack care, da, costă 1250 gemuri în mod normal. Dar e inadmisibil așa ceva. Am mai mulți de pine, dar și acum îi putem băga aici frumos. Pack 6 jucători și hai să facem acest exchange care e de-abia al treilea, da, deci mai avem destule până să-l completăm pe domnul Roberto Carlos. Din păcate, din pecurile astea nu pare că va veni ceva interesant. Al patrulea, ne cere un brazilian de peste 87, din fericire l-am prins pe Ibanez mai devreme și intră perfect aici. Doi de peste 87 în general, să-l bag pe Hernandez și pe uh, Domnul Carvalho care de-abia ce a venit mai devreme și alți trei și tot de peste 84, Pineda intră din nou aici și cred că îl bag și pe Amrabat deci cu siguranță va trebui iară să cumpăr jucători și mai mulți de peste 82 din fericire aici am, am, jucători și nu este o problemă. Dar după ce am completat și la Gurit, acum și la Roberto Carlos, contul ăsta rămâne chel-chel, adică nu așa. Și de pe ăsta iarăși este foarte slab. Uh, 81 Diaz, cel mai bun Baumgartner, niște jucători pe care nu mai pot folosi probabil mai departe. Tokenul 5 necesită 4 jucători de peste 88, 4 fundași și au portar de peste 86 și 3 jucători de peste 84. Deci cerințe peste, peste cerințe, m-am toate de cerințe. Am băgat aici 4 jucători de peste 88, vedem uh, Kofi, doi 2 de Brozovic și Petit. Brozovic sunt, este 3 double, adică mă, ambii jucători sunt 3 double. Ia să vedem dacă mai avem aici, nu mai avem, deci din păcate va trebui să cumpăr niște fundași sau portar de peste 86, parcă pe Tapsoba nu l-aș sau să-l bag pe Tapsoba. În fine, și va trebui să cumpăr și înșircători de peste 84, dar până să mai cumpăr o să mai fac niște exchange de acest tip, poate mai vin niște jucători de peste 84, măcar să mai pun acolo să nu mai dau 300 și de mii pe fiecare. Ia să vedem, e 81 de Olofeu, din păcate, cel mai bun. Nici o problemă, mai facem, mai facem din acestea și sper măcar o 2 3 cât or să vină care să mă ajute. Uite că este unul animat, deci ar trebui să aibă peste 84, este un german. În fine, dăm peste... Oh, Gündogan și de Paul, bine, -s, bine, Gündogan care... E 2 milioane aproape, dar văd că nu se vinde. Ok. Probabil o să-l păstrăm, poate bagă într-un alt exchange, dar a venit și de Paul acolo, chiar un pec bombă rău și ia să vedem, ne întoarcem, da, ne întoarcem la jucătorii noștri mediocri, 2 de 81 care nu mă vor ajuta cu absolut nimic, ia să vedem încă unul cu animație și ia să vedem un japonez. Left midfielder, mitoma, probabil, dar ce rating are? 85, ok, foarte bine venit, plus Rivera. Continuând aici cu exchange noastre minunate, ia să vedem, fără animație, Limbs, Drum 80 și Cuioto, mamă. Una bună, una rea, cam așa aș descrie aceste pachete, dar <laughs> cred că mai multe rele decât bune, din Marco, Dumfries. Da, foarte mult de la Inter, dar n-ar venim acolo un, nu știu, un Varel, la un, nu știu, un, acum îi zice, Lautaro Martinez, încă unul animat aici, mexican, Fundaș central de la Almeria Montes, 83 doar, deci nu intră în exchange-ul ăla. Bun, asta e ultimul pe care îl mai fac, mai ales dacă nu vine unul animat, dar vine unul animat, ia să vedem dacă este și bun. Și algerian, poate marez, nu, este Ben Rahman dar are 85, este și Gerson pe aici, ok, vedem am cumpărat 4 tripie de 86, deci vreo 2 milioane și ceva dați pe, acest, pe acești, pe tripie, 2 milioane 600 chiar, dar măcar acum putem completa acest exchange, noroc cu Ben Rahma, cu Mitoma care au picat și am băgat la 84 plus, ia să vedem, poate vine un jucător cu animație de aici, da mă, da, hai că vine, a, ah, e Champions League, gata, m-a calmat, totuși Rakitic și cu Reguion, mm, Decenți, nu sunt fantastici, da Mă rog, hai, hai, să nu mă plâng, hai să nu mă plâng. Mai avem încă trei băieți, încă trei, asta că putem să le facem și pastea. Un jucător de la Real Madrid de peste 89, de unde să mai scot și pe ăla. 3 de peste 88, cred că mai am pe aici niște jucători, o să-l bag și pe Gundogan, o să-l bag pe Ian Rush și pe Tapsoba până la urmă. 3 din La Liga de peste 86, da, e clar. Și 4 de peste 83, hai că pe ăștia măcar i-am și eu, deci aici e chiar e de gel. Așa că trebuie să luăm 3 jucători din La Liga de peste 86 și unul de la Real, probabil iarăși vreo 3 milioane pe care le voi cheltui, plus minus. 2 milioane pe acești 3 de Marcos am dat și până la urmă o să-l bag pe Bellingham ăsta pe care l-am primit. Probabil de fapt toți l-aveți pentru că l-am primit cu toții în perioada de început a UEFA Champions League-ului, dacă nu greșesc, o să-l bag pe el, fiindcă cei mai ieftini și tot la Real Madrid, singur care are 89 este Vini, ul care na, nu se mai poate cumpăra, sunt peste 1000 de cereri și după ar fi Rudiger, care e vreo aproape 5 milioane de coins și nu, nu aș o să mai dau 5 milioane pe un jucător. Habar n care sunt cerințele la următoarele exchange-uri, dar o să-l bag pe Bellingham aici, asta este... L-am scos din primul 11 fiindcă îl foloseam, dar e pentru o cauza nobilă. Uitați-vă și voi, 7, 6, 7, 8 din pecurile asta este inadmisibil. În fine, încă două exchange-uri, asta de ce mai ne cere. 7 jucători de peste 87, da, pe care nu prea mai am, deci va trebui să cumpăr. Și 4 jucători de peste 89, o să, o să băgăm Park Jisung, o să băgăm pe Nesiri, o să băgăm și pe Laudrup și probabil pe, nu știu, o să-l bag pe Loran Blanc, cred că. Și o să mai deschid două pachetele de la Team of the Year de aici de la event niște standard pe uri poate vin niște jucători de peste 87 ca să nu mai cumpăr, dar nu prea apare. Borja, totuși 84, bunicel. Și ia să vedem și al doilea. Ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem. Nu are animație, deci nu are peste 87. Al Cerbii și Jimenez. Avem și acest reward, tot așa, de la event de la Team of the Year. Tot așa, cum știu, peste 81. Poate mai bun. Nu prea pare, ia să vedem. Da. O să cumpăr pachetul ăsta de la Division Rivals de peste de 2500 de puncte. O să ne dea un șutor garantat de peste 89. 4 de peste 80. Poate, poate vine ceva. Poate nici că tot de peste 87. Sau dacă la de peste 89 nu e foarte bun îl băgăm la uh, exchange, ia să vedem cine este MVP-ul, japonez, m-am săturat de japonez, frate, uh, n-am nicio idee cine e băiatul ăsta, Furuhashi, 91, ok, are rating bun, dar n-am auzit de el, bine, rating bun e un pic mult zis, dar e ok, totuși fiind pe 89, ia să vedem pe lângă, 86 Cristiano Ronaldo, l-am prins pe Ronaldo în pec, nu pot să cred, <laughs> let's go, let's go Cristiano, este în premieră, cred că când îl prinde într-un pachetel. 3 milioane în continuare, Cristiano își ține prețul sus. Este și furuha și vreo 5 milioane și vă că se vinde. Un pachetel bunicel, adică eu am mai deschis pachete de genul și au fost mai slăbuțe. O să cheltui și restul punctelor pe pachetele astea de 300, fiindcă vreau să iau niște poate, poate, vin de peste 87. Cristiano nu se încadrează, dar e ok că vând. O să dau din, din, prima toate pachetele, o să deschid, n-am de 8, am de 7, 2100 de puncte, 70 câteva de peste 80, poate unul să fie mai decent dintre aceștia, da, îi pare, pare că e mai decent, un portughez de la UEFA Champions League, mijlocaș ofensiv, de la Benfica, speram să fie un Bruno sau un Bernardo, nu este Rafa, 84, Stones de Pai pe lângă slab Am cumpărat aici jucători, am luat 4 de Shurs și 3 de Sane, nu știu, în total vreo 5 milioane că am dat pe aceștia. Deci, da, este foarte costisitor dacă vrei să faci un Roberto Carlos fără resurse în club, dar asta este una peste alta. Din pachete astea nu prea, nu prea, nu prea ții nimic înapoi, vedem un Stepan unul un alt, dar nu e ce trebuie, adică nu pentru asta le faci. Mă, uitați ce aici, m-a distrus. Nu mai zic cât o costat jucători ăștia, 4, da, nu mai contează, chiar nu mai contează. Hai să-l facem pe Roberto Carlos. Probabil ăsta este exchange-ul care cu siguranță n-am meritat să fie făcut, adică sunt foarte mulți bani pe care i-am băgat în acest Roberto Carlos, dar na, asta este, l-am făcut mai pentru content, da? l-am făcut pe un cont secundar, Chid că probabil pe contul meu principal aveam resursele necesare, dar le păstrez pentru altceva mai util, poate cine știe, dar v-am să-mi spuneți și voi dacă l-ați făcut pe domnul Roberto Carlos, cum vi se pare, nu am mai zic de pachetele astea că sunt uh, nezamăgitoare, nostalgice, nu știu, te bag în depresie efectiv, dar ceea ce contează este că acum avem toți cei 8 token pentru Roberto Carlos pe care am cheltuit niște bănuți în ordinul zecilor de milioane, dar e bine că avem de unde, pentru că dacă n-aveam atunci era o problemă, hai să luăm pe Roberto Roberto Carlos, 94. Era frumos dacă avea și o animație, dar este bine și așa. Haideți să-l băgăm și în echipă, să îl scoatem pe domnul Cucureia. Intră Roberto Carlos, doar că nu facem 92 cu acesta. am așteptam să facem, dar uite că nu. Și cred că mai țineți minte că am zis-o mai devreme în clip că l-aș face și pe Jarzinio pe contul ăsta, dar <laughs> la ce resurse mai am în club acum, cred că nici să mult la Jarzinio nu am cum. Încă o dată vă arăt aici statisticile brazilianului minune. Astea atributele sale generale, palata fantastic, este foarte, foarte uh, all-rounded, dacă e corect să mai îi pun foarte înainte. În fine, o să dăm și un meci cu acesta, la head to head și să vedem dacă va apărea în faze și mai ales dacă vom avea lovituri libere de bătut cu el. Să vedem aici oponentul, ok, adversar care nu se laudă cu o echipă fantastică, chit că jucăm la, la head to head-ul de la event, de la team of the year, deci mă așteptam la un adversar un pic mai bun. Oland cu prima fază și aproape de gol, dar Dudek, incredibil cum a sărit acolo polonezul. Primul corner, care este bătut de Roberto Carlos, i am dat lui toate chestiile, lofturi libere, cornere, tot le bate el, dar prima centrare n-a fost prea bună, trebuie să zic. Este foarte interesant din punctul meu de vedere și faptul că Roberto Carlos acum împarte flancul cu Vini, adică o chestie așa pentru fanii Real Madrid foarte, foarte interesantă. Docu aici, de naf sau de cine era făcut acolo la mișcări, în care n-au avut niciun sens o grămadă, dar în fine. Holanda aici, norvegianul într-o poziție bună, își deschide unghiul, șutează, dar iarăși dude este acolo unde trebuie. Ai Roberto Carlos cu centrarea, o centrare bună și pe capul, pe fruntea lui Holland, care însă dă foarte slab, trebuie să zic. Ce? Ce? Băi, ce? Uitați-vă, bine, nu zic, am dat pasă tare cu, cu Tapsoba, o să vă dau, o să las un pic faza mai din spate, dar nu știu cum, adică ați văzut că s-a deselectat butonul de pasă și am apăsat din nou pe pasă, sau nu știu dacă s-a văzut, dar am apăsat din nou pe pasă, ușor de aceasta, și a dat tare, nu, băi, cum ar fi mă să pierd meciul din cauza acestui tonto gol, că nu pot să-i zic altfel, dar e vina mea una peste alta, n-am să zic, da, e o fază amuzantă, adică o să spuneți acolo în comentarii, bă, ultimul slabie. Docu trece frumos acolo de Cordoba, ne oprim cu Bergianul. Docu într-o poziție bună, dar iarăși respinsă balonul de, ba, respins balonul de unul din fundaș, recuperăm repede, vini acum, vini, este liber, ia să dăm Vinicius și e gol pe jos foarte, foarte bun acest vini. Da, să nu vă să-l bagăm vreun exchange sau așa ceva pentru că este, este letal acolo în atac, chiar dacă nu are vreun rank cap sau așa ceva, dar este fantastic. Bine, Roberto Carlos aici. Heal to heal vă că este skill move său și plecăm cu Roberto Carlos. Aș vrea un power shot cu acesta. Dar ia să dacă vom reuși. Roberto Carlos! Mamă, cât de aproape a fost sau cât de aproape a părut șutul. Iarăși Roberto Carlos Imperial acolo în fața lui Grilish. Rămânem cu balonul puțin norocos, trebuie să zic, dar aici Kane foarte bine vine. Vini din nou, vini cu voleul Vinicius. Fabulos, fabula sau cum vreți voi să-i spuneți. O fază bombastică. Băi, nu știu, bă, băi, ce șut aici cu Vinicius braziliană. Power shot, direct în vinclu, șut din voleu. Trebuie să ținem cont și acest aspect senzațional, am reușit să întorc scorul chiar, adică am fost obligat așa un pic de mine însumi să întorc scorul după autogorul ăla, că după, chiar că -am, mă las la rost acolo în comentarii și n-avea sens, Vini mai trece o dată aici și poate face hetricul. ia să vedem Vinicius mai rapid decât Hincapi, ne oprim cu Vini, Vinicius, dar Cordoba respinge din fața lui Holland și cred că ăsta a fost și meciul. Puneți-mi în comentarii cum vi se pare exchange-urile de la Roberto Carlos pentru a-l face, dacă l-ați făcut și voi și au, sau pur și simplu dacă intenționați să o faceți. Mie mi se pare uh, un jucător bun Poate nu era cazul să-l să fac pe contul ăsta, fiindcă nu prea mai aveam resurse, dar dacă aveți resurse și nu trebuie să cumpărați jucătorii, uh, nu mi se pare o investiție rea, mai ales dacă aveți nevoie de el sau în principal dacă aveți nevoie de el. Nu uitați să vă abonați, dați un like la acest episod și să ne ni cu bine mâine la un nou clip, poate chiar un pe opening Pa, pa!